Pe 1 septembrie ortodoxii sărbătoresc începutul anului bisericesc, spre deosebire de anul civil care începe pe data de 1 ianuarie, anul bisericesc începe pe 1 septembrie. Potrivit tradiției moștenită din legea veche, în această zi s-a început creația lumii și tot în această zi și ar fi început mântuitorul activitatea sa publică. La Romano-Catolici, anul bisericesc începe cu prima duminică din Advent, adică duminica cea mai apropiată de 30 noiembrie, deci cu aproximativ 4 săptămâni înaintea Crăciunului. Și evreii încep anul bisericesc în luna septembrie, aceștia încep calendarul cu luna Tisri adică cu luna septembrie. În prima zi din luna septembrie, evreii aveau zi de odihnă și aduceau Domnului ardere de tot. Mai existau și alte motive pentru care evreii sărbau în mod deosebit luna septembrie. În această lună, apele potopului au scăzut și corabia lui Noe s-a oprit pe muntele Ararat. Moise a coborât de pe Sinai cu tablele legii și s-a început construirea cortului Domnului. Romano-catolicii îl venerează în prima zi din luna septembrie pe Sfântul Egidiu. S-a născut în anul 640 la Atena. Sfântul Egidiu a fost foarte popular în Evul Mediu, ceea ce a făcut ca numele său să fie răspândit și ca prenume. Mormântul său, aflat în Biserica Mănăstirii Benedicte din Saint-Gilles, edificiu aflat din anul 1998 pe lista UNESCO a monumentelor din patrimoniul mondial, a fost un important loc de pelerinaj în Evul Mediu. Sarcofagul Sfântului Egidiu este marcat cu inscripția în acest mormânt se odihnește corpul fericitului Egidius. Sfântul este reprezentat alături de o căprioară care, conform legendei, ar fi fost ocrotită de către călugăr. Una dintre săgețile care o vizau pe căprioară l-ar fi atins pe Egidiu, care a purtat până la moarte rana provocată de săgeată. Sfântul Egidiu a murit pe data de 1 septembrie a anului 720.